fără deci. Ți-ai găsit unde să mergi până vine Alin? Fiftel, vine Fiftel! Păi unde să merg, că nu ai loc să treci pe lângă el? Îl cheamă Alin, nu Piftel. Și nu-i gras, îi obez. E o problemă medicală, mă, sălbaticule. Te focă că atât ai de gras, că și câinii îl latră hamburger. De fiecare dată îi zic, dar nu înțelege. Mă, Piftel, atâta ești de gras, că transpiri maioneză. Mă, Piftel, atâta ești de gras, că poza ta de buletin e A4. Mă, Piftel, atâta ești de gras, că te cobori din pod pe scara Richter. Da, să fim înțeleși, azi nu te legi de el. Da, nici n-am de unde să fac rost de atâta sfoară. Ești în poțet. Oricum, i-am pregătit un videoclip special. Hai, vezi, eu l-am făcut tot. L-am desenat cu mâna mea. Ce știi tu? Îi dai drumul. Yes, clică. Yo, yo, mo, yeah. Dedicat lui Alin, a.k.a. Piftel. Alinare, când bagă salamul în gură. Nu e gay, dar se excită când se freacă de untură. Că-i obez în morții lui, e copilul betonieră. Bagă micul după mic, până se transformă în speră. Gabarit depășit, poate doar de apetit. Nu e lemn în lumea asta să-i susțină răstignit. Nu-i om rău neapărat, are poftă de viață. Ia 10 vieți de pui în omletă dimineață. Ață în frigider, ia un shake de maioneză. Cu pulpă de cârnați macerat în diaforeză. E o scârbă colosală cu miros de euglene. Ce știm de fapt de Alin, cel cu șuși neomogene? Când ocupă ca pieton două locuri de parcare, știm că Alin ia motamă, idealul de om mare. Și mai știm că sub acel strat magic de grăsime e un copil nevinovat care a vrut lumii doar bine. Lângă o franzelă întreagă și vreo 30 de sarmale. Că e o bestie criminală când e vorba de mâncare. G înspre R, înspre A, înspre S. Nu te crede nimeni că ești gras de la stres. Pune jos, Mickey D-ul, lasă-te de KFC. Nu fura cornul cu lapte de la bieții copii. Zic O înspre B, înspre E, înspre Z. Nu te mai încape nici banda de internet. Nu-mi cam nici în oglindă, dar eu sper că ai observat că ești mult și ești degeaba ca geaba de hat. Da, ești un adevărat artist. A venit, nu fi tâmpit și șterge mizeria asta. Mizerie? Să-ți pută ochii de fascist. Nu știi tu ce e artă. Salut, Mo. Zi și lui Mo ce dieta ai urmat, că acum ai mai gras ca tine. Voință și rugăciune. E nevoie de multă voință și de puterea rugăciunii. M-am săturat să tot fiu batjocorit pe seama condiției mele fizice de acești oameni haini, care nu înțeleg că vorbele dor și rănesc adânc și nu e distractiv să faci mișto de oameni supraponderali. M-am hotărât să-i învăț pe toți minte. Mă, Piftel, atâta ești de slab. Mă, Piftel, atâta ești de gras, că poza ta de buletin e A4.